Azi vom prepara o delicioasă prăjitură de post cu portocali. Punem într-un vas apă la temperatura camerei și uleiul și amestecăm cu un mixer sau cutelul. Adăugăm și sucul de portocale proaspăt stors și amestecăm în continuare. Adăugăm și zahărul și amestecăm până când acesta aproape s-a topit. Adăugăm coaja de la o portocală netratată, iar la final adăugăm făina și praful de copt și amestecăm cutelul pentru a obține o compoziție omogenă și fără copolașe. Turnăm compoziția într-o tavă cu dimensiunile de 22x26 și introducem tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Punem zahărul pudră într-un castron, adăugăm cacao și amestecăm cu un tel. Adăugăm apa caldă și omogenizăm. Tăiem prăjitura în cubulețe și adăugăm glazura preparată pe toată suprafața ei. Nivelăm glazura cu o lingură și prăjitura de post cu portocale este gata pentru a fi savurată. Poftă bună!